În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Iubiți credincioși, Hristos a înviat. Suntem în duminica a patra după Paști și pomenim o vindecare săvârșită de Mântuitorul Iisus Hristos asupra unui paralitic care se găsea de 38 de ani în această boală și care aștepta încă scăldătoarea viteză vindecarea. Dacă primele 3 duminici de după Paști au avut în centru învierea Domnului așa cum era firesc, iată că urmează 3 duminici în care în centru este vindecarea de bolile sufletești și trupești, săvârșită de Mântuitorul Iisus Hristos prin Duhul Sfânt. În centrul atenției noastre în aceste 3 duminici este apa. Apa de la scăldătoarea viteză de astăzi, apa la fântâna lui Iacob, unde Mântuitorul s-a întâlnit cu femeia samarineancă, și apa Siloamului, în care sau prin care Dumnezeu a lucrat vindecarea orbului din naștere. După cum știm, apa și aerul sunt simboluri ale Duhului Sfânt. Ne pregătim așadar pentru pogorârea Duhului Sfânt. Apa și aerul nu pot fi ținute de om. De asemenea, apa și aerul sunt esențiale pentru viața unui om. Ele sunt simbolul Duhului Sfânt, dătătorul de viață. Ne pregătim pentru sărbătoarea Rusaliilor. Deja. Sfânta Evanghelie după Ioan ne spune astăzi că Mântuitorul, în primul an al ieșirii sale în public, a mers, cum se cuvenea, de Paști la Ierusalim. Și a intrat în cetate prin poarta de nord a cetății, prin poarta oilor. Și a intrat, mergând spre templu, și pe cale s-a întâlnit cu scăldătoarea Bitesda, un așezământ care era susținut peste stâlpi mari și prevăzut cu 5 foișoare în care zăcea mulțime mare de bolnavi. Orbiși, chiopi, ologi, cu toții așteptând mișcarea apei din acel bazin, căci ne spune Evanghelia, din când în când, niciodată nu se știa când, Dumnezeu trimitea pe Îngerul Său care tulbura, agita apa din scăldătoare, din bazin, și cel care intra întâi după tulburarea apei se făcea sănătos, ori de ce boală era cuprins. Așadar, Mântuitorul intră în cetatea Ierusalimului, se îndreaptă spre templul din Ierusalim, se oprește mai întâi la această scăldătoare. O apă miraculoasă, am zice noi. O apă în care intervenea Dumnezeu vindecând bolnavii.
Aici, lângă scăldătoare, într-un din foișoare, Mântuitorul a întâlnit pe un om paralizat și de nu de un an, doi, ci de 38 de ani. Cu alte cuvinte, pătimirea acestui om, ca număr de ani, era mai mare decât viața Mântuitorului însuși. Mântuitorul atunci avea 31 de ani. Omul acesta pătimise de 38 de ani. Stătea pe o targă și n-avea om ca să-l ajute și pe el să intre în apă atunci când îngerul tulbura apa. Mereu altul îi lua înainte. Dar iată că Mântuitorul, Dumnezeul om, omul cu adevărat, se apropie de acest bolnav, singur, și îl întreabă: vrei să te faci sănătos? O întrebare care poate fi privită retorică, ca o întrebare retorică sau ca o batjocură, o ironie batjocoritoare. Cine nu vrea să se facă sănătos? Dar cum Dumnezeu nu vorbește niciodată în zadar ca omul, această întrebare, vrei să te faci sănătos, este o întrebare care îl responsabilizează pe cel care era bolnav. Mai întâi îl bucură că cineva îi atent cu el. Oamenii, deși foarte bolnavi, căzuseră în egolatrie, în egocentrism, fiecare se gândea la boala lui, nemai dând seama la alții care erau mai bolnavi. Într-un fel, la viteză, dar se făceau mare nedreptate. Intrau în scăldătoare, mai ales cei care erau în stare să se miște, cei care aveau rude, sănătoase și poate cu trecere. Acolo unde probabil s-au creat și relații, care să fie primul aruncat în scăldătoare. Cu alte cuvinte, mai întâi credem că l-a bucurat pe acest om că cineva i-a dat atenție. La boala lui cea grea s-a adăugat singurătatea lui, cea greu de suportat. Omul poate suporta mai ușor boala și încă mulți ani decât singurătatea. Singurătatea adesea te duce în deznădejde, care este boala sufletului cea mai grea. Dar Mântuitorul, vă spuneam, a dorit să-l și responsabilizeze. Vrei să te faci sănătos? Cu alte cuvinte, cine ți-a creat ție boala? Amintește-ți viața ta. Amintește-ți ce ai făcut înainte să fii bolnav. Și dacă acum dorești sănătate, ai grijă că sănătatea e un dar. Nu este ceva care ni se cuvine. Nu, mai degrabă ni se cuvine boala pentru păcatele noastre. Sănătatea e un dar, deși miri cum de suntem sănătoși, având în spatele nostru atâtea. Vrei să te faci sănătos? Doamne, nu am om să mă ajute. Ia-ți patul tău. Scoală-te, ia-ți patul tău și mergi la casa ta. Cuvântul acesta, iubiți credincioși, este cuvânt cu putere multă. Nu cuvinte din cuvintele oamenilor. Este un cuvânt vindecător. Dintr-o dată slăbănogul simte cum nervii înviază.
Simte că se face sănătos. Simte că are putere să-și ia targa și să se îndrepte spre casă. N-a mai pus nicio întrebare, Mântuitorul, fiind atât de discret, a plecat spre templu. Dar în momentul în care acest paralitic a dorit să-și ia patul, fariseii prezenți și ei parcă aveau ubicuitate, peste tot erau prezenți, au început să-l certe pe paralitic de acum sănătos. Nu ți se cuvine să iei targa. Azi e zi de sâmbătă. Și sâmbătă e sărbătoare. Și în sâmbătă n-ai dreptul, n-ai voie să lucrezi. A prins curaj slăbănogul vindecat și a spus: cel care m-a făcut sănătos, acela mi-a spus, ia-ți patul tău și mergi la casa ta. Cine este acela? Întreabă fariseii. Și când dorea să îl arate, n-a mai avut pe cine, Mântuitorul plecase, cum vă spuneam. Dar de acum sănătosul, vindecatul a pornit spre casă. Dar s-a gândit mai întâi să treacă pe la templu, pe la biserică, am zice noi astăzi, să-i mulțumească lui Dumnezeu. Și în templu cu cine credeți că s-a întâlnit? S-a întâlnit cu Iisus. S-a întâlnit cu Dumnezeu. Care văzându-l i-a spus: iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuiești. Ca să nu ți se întâmple ție ceva mai rău. Iubiți credincioși, Evanghelia de astăzi ne descoperă două mari adevăruri despre viața noastră. Evident, despre viața celor de atunci, mai întâi. Dar și despre viața noastră. În primul rând, vedem contrastul între teofaniile și minunile vechi testamentare și revelația în Iisus Hristos, în Dumnezeu care s-a întrupat. Care este acest contrast? Păi vedem mai întâi că Dumnezeu în Vechiul Testament, poporul evreu, îi se arată a rare ori și mai mult exterior, mai mult spectacular. Minunile privesc mai ales trupul. Un înger al Domnului din când în când intra în scăldătoare, tulbura apa. Deschid o paranteză, vă spuneam că ne pregătim de rusalii. Această tulburare a apei se vede, în această tulburare a apei se vede atât apa cât și aerul. Vântul care tulbură apa, provocat de înger. Aici vedem o apă stătătoare, nu este un râu, nu este un fluviu. Dar iată că Dumnezeu intervine și unește apa cu aerul. Cele două simboluri ale Duhului Sfânt. Închidem paranteza și doar din când în când. Și minunea era exterioară, era o vindecare trupească. O vindecare pe care o vede ochiul fizic. Este o vedere superficială. O vedere, am zice, de suprafață. Mântuitorul Iisus Hristos, prin prezența sa discretă, și prin cuvântul său dumnezeiesc, arată că în Noul Testament lucrarea în noua viteză, adică în biserică, se petrece continuu, dar discret. Hristos este realul prezent în biserica sa, mai ales prin arterele bisericii care sunt sfintele taine, prin care curge Duhul Sfânt, este prezent în ele, tăcut, dar real prezent și lucrător. Mântuitorul Iisus Hristos s-a apropiat de slăbănog.
El, Dumnezeu, omul, știa că suferă acest om de mulți ani. Și a văzut în acest om credință. Credință că se poate face sănătos. Sănătos fizic. El nu se gândea la boala sufletească care îi cauzase boala trupească. Atât Dumnezeu, iubiți credincioși, că și omul duhovnicesc este atent la sănătatea sufletească, nu la sănătatea trupească. Când vedeți oameni care se miră de vindecări trupești, să știți că sunt oameni puțin duhovnicești. Nu este atât de importantă vindecarea trupească, cât este de importantă vindecarea de boala păcatului. Trupul acesta bolnav, la un moment dat, se va tot mai îmbolnăvi, se va strica și va muri. Problema centrală pentru care a venit Hristos în lume este păcatul. S-a făcut pentru noi păcat ca să ne izbăvească de păcat, de boala sufletului. Spitalele sunt pline de oameni bolnavi. Trupește. Dar și sufletește. Câți dintre ei știu aceasta? Foarte puțin. Foarte puțin conștientizează că boala lor și a noastră, a celor care nu suntem în spitale, boala cea mai gravă este păcatul, patima, deprinderile rele, invidia, ura, mândria, orgoliul, desfrâul, lăcomia de avere, lăcomia după bani, trândăvia, lăcomia pântecelui, patimile acestea care devorează sufletul, care sunt cancerul sufletului. Hristos pentru aceasta a venit. Minunile sale, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, sunt pătimite, iar patimile sale sunt minunate. Repet, minunile lui Hristos sunt pătimite, patimile sale minunate. Minunile sale sunt pătimite pentru că El n-a făcut nicio minune, din nicio minune un spectacol. Toate minunile sale sunt de o discreție totală. El se preocupa de omul, de persoana care avea boală sufletească și trupească, dar și credință. Crezi tu că pot eu să fac aceasta? Dacă omul răspundea, cred, Doamne, se împlinea ce dorea acela. Deci patimile sunt, minunile sale sunt pătimite pentru că ele sunt pline de iubire milostivă față de oamenii bolnavi, trupește, de oamenii posedați de demoni, chiar de cei adormiți și de familiile lor. Iar patimile sale sunt minunate pentru că cel care le-a suportat, le-a răbdat pentru noi, este însuși Dumnezeu care a luat trup real de trup real uman și s-a răstignit, a murit, a fost înmormântat, dar a treia zi a înviat. Deci, mai întâi să rămânem cu acest mare adevăr, că Hristos în biserica sa lucrează altfel decât în Vechiul Testament. Al doilea adevăr este legat de intervenția fariseilor, care fiind sâmbătă, sărbătoare foarte strictă, mai ales pentru evrei habotnici, pentru evrei riguroși, pentru puriști, puritanii evrei, aceștia s-au scandalizat. De ce iei patul? De ce lucrezi sâmbăta? Cel care m-a făcut sănătos, mi-a făcut. Cine este acela? N-a știut ei. N-a știut el să-l arate. Dar după aceea, spune Evanghelia în final, după aceea l-au arătat. L-a arătat și a spus, Iisus este cel care m-a făcut sănătos. Știți care a fost consecința? Spune capitolul 5, Evanghelia după Ioan, versetul 18, spune așa, de aceea căutau și mai mult iudeii să-l omoare. Nu numai pentru că dezlega sâmbăta, ci
și pentru că se numea pe sine Fiul lui Dumnezeu. Două mari lucrări ale Mântuitorului i-au deranjat formidabil pe farisei. Știți care sunt acestea? Legea pe care ei, fariseii, o idolatizau și față de care Hristos a spus că e mai presus El, Fiul omului de lege, Fiul omului este și este Domn al sâmbetei, sâmbăta a fost făcută pentru om și omul pentru sâmbătă, deci Hristos arată că e superior legii, El este dătătorul de lege, iar fariseii erau scandalizați cum de nu respectă legea, așa echivalau ei, această autoritate, această preeminență a prezenței și lucrării dumnezeiești legii Vechiului Testament. O echivalau cu o încălcare a legii. Pe de o parte și pe de altă parte știți ce-i deranja foarte mult. Faptul că Dumnezeu nu mai lucra acum prin intermediari, nu mai lucra prin lege, lucra direct, lucra prin Fiul Său. Cum spune Mântuitorul? Cum își începe Mântuitorul cuvântarea sa, Evanghelia sa? Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, s-a apropiat Dumnezeu de voi. Aveți de-a face acum cu Dumnezeu cel viu, nu prin lege. Lor le era ușor, fariseilor, să se supună unei legi care avea în împlinirea ei, de fapt, un conținut mort. Erau doar forme, fără fond. Legea. Și este al doilea cuvânt. Legea. Și noi adesea suntem formaliști. Împlinim de formă legea. Dar nu avem nicio legătură vie cu Dumnezeu cel viu. Adesea. Postim, ne rugăm, ne spovedim, ne împărtășim, venim la biserică duminică de duminică, cei care vin, că ceilalți nici formele nu le mai păzesc. Tot e bine să păzești și formele. Poate cândva Dumnezeu va lucra și altfel. Ei bine, toate acestea nu ne apropie de Dumnezeu dacă nu suntem sinceri, dacă nu avem o pocăință sinceră și reală. Ce aș dori să remarcăm astăzi? Și vedem în legile care s-au făcut și se vor promulga în țara noastră. Ce observăm? Că legea urmărește să despartă pe oamenii buni de oamenii răi. Cui îi convine legea? Legea le convine oamenilor buni, nu oamenilor răi. De ce le convine legea oamenilor buni? Pentru că se apără de cei răi, ați zice dumneavoastră. Și în parte așa este. Dar le convine mai ales, știți de ce? Pentru că ei se văd mai buni decât cei răi. Legea, mai ales pentru farisei și cărturați, o aminte și pentru noi adesea, este baza pentru imagine. Imaginea socială, politică, morală, religioasă. Și în felul acesta, chiar dacă n-ai o legătură adevărată cu Dumnezeu cel viu, dacă ești mai bun decât un altul, deja tu ești bine în ochii tăi. Și crezi tu că ești bine și în ochii altora. Așa erau farisei. Hristos vine și le spune: legea, într-adevăr, eu am dat-o. Legea are hotarele ei. Dar iată, eu, Dumnezeu, am venit și am mutat hotarele. Dinspre exterior, înspre interior. Dinspre forme, înspre fond. Dinspre ceea ce este ușor de făcut, înspre ceea ce este greu de împlinit. Am mutat hotarele în gând și în inimă. Deschid o paranteză să vedeți că așa e. S-a zis în Vechiul Testament să nu faci desfrânare, să nu fii adulterin. Eu vă spun vouă că dacă un bărbat se uite la o femeie spre a o poftia și curvit cu ea în inima lui, evident că e valabil și pentru femeie. În altă parte, s-a spus celor de demult să nu ucizi. Se scrie în Decalog. Și să nu desprânezi și să nu ucizi. Dar eu, adevărat, vă spun, cel care
urăște pe fratele său, este ucigaș de om. A mutat hotarele Hristos în înăuntru. Aici le era greu, i-a lovit în moalele capului. Pe farisei și ne lovește și pe noi legea aceasta. Nu scăpăm de ea. Ea ne prinde pe toți. Care-i scăparea? Dumnezeul om. Cel care a adus iertarea. Pentru cei care se pocăiesc sincer, care cunosc și recunosc că au încălcat legea aceasta morală interioară, legea morală exterioară, care e mai mult a Vechiului Testament. Legile noastre sunt date de oameni. Constituția și apoi legile, sigur, și codurile de procedură penală și civilă. Acestea sunt făcute de oameni, de parlamentari. Păi dar parlamentarii, vedem acum cum le-au făcut legile. Vă spuneam, pe de o parte, să se apere de anumiți oameni, de criminali, spre exemplu, de oameni periculoși, dar pe de altă parte să-și apere averile lor, interesele lor. Acum se descoperă corupția, dar ea era dintotdeauna și este și acum. Să nu vă imaginați că s-a curățit ceva. Chiar cei care fac ordine cu corupții sunt corupți adesea. Așa încât legile acestea, omenești, spun acum, astăzi acum, nimeni nu e mai presus de lege. Ei, dar cum să fie așa? Zicem noi creștinii. Prin Sfântul Apostol Pavel. Ce spune Sfântul Apostol Pavel? Spune așa, că pentru cel care este născut din Duhul Sfânt și care dă roadele Duhului Sfânt, pentru acesta nu mai este lege. De ce? Pentru că el lucrează iubirea, pacea, bucuria și celelalte roade ale Duhului Sfânt. Nimeni nu este mai presus de lege, este o dictatură. Dar nu ne dăm seama. Astăzi se numește această dictatură politică incorrectă. Adică, spre exemplu, chiar dacă vezi că cineva încalcă legea lui Dumnezeu, clar, și chiar se laudă că încalcă, că așa e el, așa e firea lui, și tu îi spui că nu-i bine așa, pentru că Dumnezeu a spus că ăsta e un păcat strigător la cer, cum e sodomia, de exemplu, homosexualitatea, dacă spui asta, ai încălcat ideologia politicii corecte. Trebuie să spui treaba ta, asta e părerea ta. Cu alte cuvinte, trebuie să-l tolerezi. Ori toleranța aceasta înseamnă, de fapt, încălcarea legii lui Dumnezeu. Și suntem forțați prin lege, suntem obligați prin lege să fim de acord cu cei cu care nu suntem de acord. Ori așa ceva nu se poate pentru creștini. Deci le spunem celor care spun că nimeni nu este mai presus de lege, următoarele. Care lege? Cine a dat-o? Două întrebări să ne răspundă. O altă întrebare. Dumnezeu, omul, care a vorbit prin Dumnezeu cu Apostol Pavel și a spus că pentru un creștin autentic, legea e iubirea. Pentru acesta, legea fundamentală, iubirea, depășește orice lege. Evident că el se va supune legilor statului care sunt în conformitate cu legile lui Dumnezeu. Și totdeauna se va opune legilor statului care contestă autoritatea supremă a lui Dumnezeu în materie de lege. Despre aceasta vorbim în această duminică. Despre lege și fără de lege. Lege înseamnă, în Noul Testament, legea Harului, legea iubirii și nimeni care este într-o această lege nu mai are deasupra altă lege, iar legea pe care o dă un stat, dacă nu se conformează cu legea lui Dumnezeu, e una nefirească, una anormală, una pe care trebuie să o încălcăm. Să nu încălcăm. Să ne fie frică. Pe aceasta mizează demonul, că ne e frică.
prin oamenii lui aduce multă frică și se spune că asta e legea. Haideți, fraților, să ne întrebăm, a cui e legea? Cum adică nimeni nu este mai presus de lege? Adică nici Dumnezeu? Ce înseamnă nimeni? Nici sfinții? Cum să fie așa? Aceste două adevăruri pe care le-am extras din Evanghelia de astăzi ar trebui să ne fie călăuză în viața noastră, să-L rugăm pe Mântuitorul Iisus Hristos, Dătătorul de lege, atât a Vechiului Testament și a Noului Testament, să ne întărească în legea iubirii sale, dăruiască harul său mântuitor și vindecător, pentru a putea să rezistăm în lumea aceasta legilor fără Dumnezeu, să putem să mărturisim răstignirea și învierea Mântuitorului până în sfârșit. Așa să ne ajute Dumnezeu, Hristos a înviat. Știți că astăzi am anunțat și a ajutat Dumnezeu să ajungem, să ține de cuvânt, la ora 17 ne întâlnim, nu la o conferință, ci la o convorbire. La o convorbire despre viața în Hristos, despre învierea în Hristos, așa cum am trăit-o fiecare, așa cum o trăim sau ne dorim să o trăim. Am intitulat această convorbire duhovnicească Învierea mai tare decât moartea. Dacă sunteți sinceri, și eu cred că cei care veniți la biserică, la noi aici, și în alte biserici, sunt convins, sunteți sinceri, că îl căutați pe Dumnezeu, nu să vă rezolvați problemele din lumea aceasta, dacă îl căutați să rezolvați probleme din lumea aceasta, nu o să-L găsiți pe Dumnezeu. Dumnezeu nu a venit pentru a vă rezolva problemele din lumea aceasta. Era prea simplu și prea simplu. Dumnezeu a venit să rezolve probleme fundamentale. Care e problema fundamentală? Moartea. Dacă moarte, nimic nu e. Ce contează că ai funcție? Ce contează că ai bani? Ce contează că e sănătos? Cândva vei muri. Ori asta e capital. În adevăr, fundamental e învierea. Pentru un creștin autentic, învierea începe înainte de moarte. Asta e de fapt problema. Înaintea morții fizice, trebuie să înceapă învierea. Altfel, învierea pentru noi va fi spre o sândă. Ăsta e adevărul Evangheliei. Cine n-a simțit în viața lui până să moară prezența și lucrarea lui Hristos în inima lui, dincolo va simți pe Hristos nu ca mântuitor, cum putea să o facă aici, ci ca judecător. Și asta e tema, e o provocare formidabilă. Și anume, provocarea fiecăruia dintre noi. Nu cred că există un om sincer și responsabil care căruia să nu-i fie frică de moarte. Auzi pe câte unul că lui nu e frică de moarte. Să știți că trebuie suspectat că minte. Oricărui om îi e teamă de cum va găsi moartea. Pentru că nu de moarte în sine ca trecere, ci de faptul că încete găsește moartea, în aceea vei fi judecat. Dacă moartea te găsește într-o stare bună, vei fi cu cei buni. Dacă moartea te găsește în păcat cu ceilalți, vei fi în păcat și cu Dumnezeu. Dacă moartea te găsește în compania îngerilor buni, ei te vor însoți dincolo. Dacă moartea te găsește unit cu Hristos prin taina Sfintei Împărtășanii, având deci merinda veșniciei în suflet, vei călători prin vămile văzducului lin și sigur spre tronul de slavă al Preasfintei Treimi, la judecata particulară care va fi cu milă, pentru că și tu ai arătat milă. Acestea sunt provocările temei. Aștept să văd dacă frământați aceste probleme sau v-a prins lumea. Lumea e ca un păianjen. Dacă te prinde, știi ce face păianjenul cu musca. Urmăriți ce face păianjenul cu musca. Îi întinde curse, o prinde, o agață acolo și o lasă moarte un timp, cum suntem și noi. Deși credem că suntem vii. Și apoi se duce când e foame și se hrănește din acea muscă care de acum a murit.
Cam așa suntem și noi în lumea aceasta. Cadavre ambulante care din când în când, prin darul lui Dumnezeu, parcă simțim că am înviat. Să ne agățăm de aceste momente. Să le prelungim și dacă ajută Dumnezeu să și murim în ele, asta e mântuirea. Hristos a înviat.